După depunerea dosarelor de candidatură pentru alegerile din septembrie. Lângă mine sunt președintele Plus Brăila, Gabriel Stoica, și candidatul Alianței USR Plus la primăria Brăila, Mihai Zvoranu. O să vă povestim în câteva cuvinte și după aceea o să vă răspundem la întrebări dacă sunt, despre intențiile noastre și în prima fază o să-i dau cuvântul colegului meu, Gabi Stoica. Mulțumesc! Bună ziua! Brăila renaște. Ne dorim de foarte mult timp o schimbare. Vrem să... Suntem conștienți că este necesară o schimbare în paradigma dezvoltării acestui oraș. Dar din ceea ce am observat, am vrea o țară ca afară, dar să ne dea cineva la cheie. Este mult mai greu de a ne mobiliza și de a participa activ în cadrul acestei schimbări, ceea ce nu cred că este suficient pentru o schimbare adevărată. Noi trebuie să fim partea acestei schimbări, cu noi trebuie să înceapă schimbarea, noi trebuie să fim conștienți că trebuie să fim azi o variantă mai bună a noastră față de ieri. În alegerea candidaților am ținut cont de două calități. În primul rând, calitatea morală, să fie un om cât mai sincer, curat și cu voință de participare. Și în al doilea rând, de parcursul său profesional, pe principiul că dacă ai fost în stare să ai un parcurs profesional bun și ai un profil moral curat, trebuie să fii în stare să faci ceva și pentru orașul nostru și orașul să se dezvolte în felul acesta. Pe același principiu l-am ales și pe Mihai, ca și reprezentant al nostru pentru primărie. Și îl voi lăsa pe el să-și spună mai multe despre el. Important este că lista noastră de candidați a trecut printr-un proces de selecție destul de riguros și în intern. Și zic eu că nu vom avea probleme, nu, Cătălin, nu cred că vom avea probleme să avem surprize de oameni care să nu aibă profilul moral solicitat. Cam asta am avut de spus eu.